echipa Europa s-a născut din condițiile extraordinare generate în anul 2020 de pandemia COVID-19. This was the united European response to the major needs of our partner countries during the challenging times. And there's a saying in our countries that many hands make light work. Sau, undis doi, putere crește. This is precisely how Team Europe works. Team Europe combined the collective resources of the European Union, Member State and financial institutions such as the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development to build our life back, but better. The Team Europe response is global and addresses three priorities: emergency response, support to health, water, sanitation and nutrition systems, support to socio-economic recovery that help partner countries to recover from crisis. Cu toții am trecut prin timpurile dificile, dar echipa Europa a fost prima care a direcționat resurse pentru a ajuta Republica Moldova. Milioane de echipamente de protecție, sute de concentratoare de oxigen, pulsoximetre și zeci de ventilatoare pulmonare și monitoare au ajuns în spitalele din toată țara, consolidând capacitățile acestora de combatere a pandemiei. Medicii și asistentele medicale și-au lăsat casele și familiile și au venit în Republica Moldova pentru a-și ajuta colegii din secțiile de terapie intensivă. Pentru că știam că fiecare viață salvată este cel mai mare succes în combaterea pandemiei. La rândul ei, Republica Moldova a făcut același lucru, am descoperit că muncim mai bine împreună. Republica Moldova a fost prima țară europeană care a beneficiat de facilitatea COVAX și de mecanismul de protecție civilă al UE. Peste 1 milion de doze de vaccinuri salvatoare de vieți au fost oferite moldovei de către echipa Europa, demonstrând că rămânem aproape de cetățeni și dorim că ei să trăiască în siguranță. M-am vaccinat împotriva COVID-19 pentru că vreau să merg în siguranță la teatru, la restaurant, să fac sport, să interacționez, să vorbesc cu oamenii și să descoper Republica Moldova și toate frumusețile ei. I got vaccinated because I care about my family and people around me. We must not lose someone beloved and dear to us to convince ourselves how dangerous the COVID-19 virus remains and how important vaccination is. Vaccinurile împotriva COVID-19, care au fost aprobate de Agenția Europeană pentru Medicamente și precalificate de OMS pentru utilizare globale, sunt sigure și în niciun caz compuse din substanțe toxice. Dar nu trebuie să uităm că, chiar și după vaccinare, va trebui în continuare să respectăm măsurile epidemiologice pentru a rămâne în siguranță. Be encouraged to trust only official sources and not fall prey to the multitude of myth and fake news spread intensively in internet and social networks, intentionally or by disinformed and misinformed people. And to talk to family doctor or representatives of vaccination centers in the country in case of questions or unclarity. Astăzi, nu numai lucrătorii din prima linie sunt eroi, ci și cei care respectă cu strictețe regulile epidemiologice, care continuă să mențină distanța fizică, să se spele pe mâini, să poartă maști de protecție și să evite mulțimea. Dar cel mai mare eroi sunt pentru mine oamenii care au acceptat vaccinarea. Vaccinarea contribuie la sănătate și siguranța dumneavoastră. Fiecare persoană vaccinată este o persoană salvată de riscurile acestei boli. Let's win this battle together. We need your support for your children, for your job, for your future. Get vaccinated, stay safe. We, as Team Europe, we'll continue the work to make sure that everyone who needs a vaccine is able to receive it. The pandemic is not over. We must remain vigilant, and I call on everyone to get vaccinated. Rămânem împreună mai puternici.